După cum vedeți, americanul a urcat la cota 1000 și după cum vedeți, am ajuns exact aici la comuna Chioșdanca. O așezare perfectă și bineînțeles plină de vegetație. Deci am urcat tocmai de aici de jos și bineînțeles americanul vrea să vă arate peisajul Campovești. Ia uitați-vă. Trebuie să trec aproape 4-5 sate să ajung în alte sate. Și după cum vedeți, acolo mergem către trenul și aici către Nucet. Și pe acel deal o să ajungem la Salcia, în altă zonă, pe partea cealaltă o să ajungem pe la Calvin. Trecem din trenul în Calvin. Și bineînțeles, pe aici mergem către Apa Sorache și bineînțeles ajungem către Buzuta. Ia uitați-vă, totul verde. Și bineînțeles, am zis să vă arăt de la înălțime comuna Chioșdanca și bineînțeles, peisajul este fenomenal. Deja fiecare copac este înflorit, după cum vedeți, comuna Chioșdanca, noaptea și ziua. Ia uitați-vă, arată excelent de frumos și bineînțeles, super ok. Ia uitați-vă ce peisaj frumos și bineînțeles comuna Chioșdanca, cum se vede de la înălțime. Deci așezarea este perfectă și bineînțeles munți și dealuri. Deci nu are cum să bată vântul. Și după cum vedeți, o să merg pe aici în față și o să vă arăt și comuna Postolache. Dacă o să merg 5 minute până aici în deal și o să vă arăt și comuna Apostolache și bineînțeles o să vedeți aceste sate fenomenale. Deci natura este destul de impresionantă, ia uitați-vă. Deci exact ca în poze. Aici mergem către pădure din centrul comuna Chioșdanca. Ajungem în această pădure excelentă, o pădure plină de natură și bineînțeles să te plimbi prin natură este ceva remarcabil. Lăsăm satul comuna Chioșdanca în spate și o să mergem acolo în alt plai și o să vă arăt Apostolache, un alt sat care se conectează cu comuna Chioșdanca. Și bineînțeles, acesta este doar un scurt videoclip pe care americanul face. Apoi o să-mi aleg într-o zi când o să explorăm aceste trei sate, Nucet, Trenul, Chioșdanca, Calvin, Salcia, Apostolache, Mărlogea. Și bineînțeles, o să trec din alt sat în alt sat, călare pe munți. Vă dați seama? Ia uitați-vă cum arată comuna Chioșdanca. Un fenomen artistic. Acum mă îndrept către pădure. Când eram copil pe aici, aveam vreo 70 ani și eu urcam să iau lemne din această pădure. Cine vede videoclipul poate își aduce aminte. Vă dați seama că mulți și-au cărat lemne din această pădure fenomenală. Lemne cu sacul și cu brațul. Haideți să vedem, poate găsim și ceva ciuperci la această cotă. Ia uitați, pădurea este acolo. Acum nu o să intru în pădure. O să intru în altă zi. Și bineînțeles, o să vă mai arăt încă o dată comuna Chioșdanca. Ia uitați cum se vede. Haideți să mergem pe dealul acela să vedem și Apostolache. Deci este de urcat dealuri și munți. Și bineînțeles și proba, condiția fizică trebuie să fie puternică să urci pe aceste dealuri. Dar trebuie să te conectezi cu natura.
să poți învinge orice obstacol. Adică să vizitezi zone frumoase. Și acum, uitați-vă aici unde am ieșit. Aici este Apostolache. Uitați, merge către orașul Ploiești, Urlați. Aici este Mărlogea, în partea stângă. Și uitați acolo, cum se vede drum, acel drum, se termină comuna Chioșdeanca. Deci, ia uitați-vă. Deci până la urmă, avem vizibilitate și la comuna Chioșdeanca de aici, și la Apostolache. Putem vedea mai multe sate din această poziție. Poate avem norocul să găsim niște ciuperci, este un loc acolo unde găseam eu ciuperci. În fiecare urcare eu găseam ciuperci pe aici. Nu știu dacă mai găsim, dar ia uitați-vă la această pădure și la acest peisaj extrem de frumos. Explorez satele, comuna Chioșdeanca, satul Trenul, Nucet. De fiecare dată când vin aici trebuie să urc pe acest munți, înalți. Deci, munții sunt extrem de vulnerabili, plini de aer proaspăt. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă. Și după cum vedeți, am avut norocul să găsesc și eu iar niște ciuperci. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă aici. Uitați-vă aici. Ciuperci. Este plin de ciuperci. Bine, înțeles. Locul acesta întotdeauna găsesc ciuperci. Dar, ia uitați-vă. La cota 1000 să găsesc ciuperci este extrem de perfect. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce este aici. Ciuperci. Bineînțeles, nu sunt bune de mâncat. Dar, asta da, asta este bună, da. Asta este bună. Ia uitați-vă. Probabil a fost mai multe ciuperci pe acest platou. Ia uitați-vă. Super tare. Peisaj extrem de frumos. Nu am ce să zic. Ia uitați-vă. Comuna Chioșdeanca. Și după cum vedeți, aici avem satul Apostolache. Este la depărtare, oricum. Ia uitați-vă aici ciupercile. Deci, după ploaie este duile, oricum. Deci nu-i bună asta, nici ăsta nu-i bun. Dar, șansa de a găsi ciuperci după ploaie, întotdeauna ciupercile sunt după ploaie, oricum. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă câte ciuperci sunt aici. Ia uitați-vă. Uitați-vă aici. Și bineînțeles, ciupercile întotdeauna se găsesc în mărăcini. Ia uitați-vă. Uitați-vă la aceste dealuri. La aceste dealuri extrem de frumoase. Deci, cine spune că nu este natură în România, deci, nu am cuvinte să răspund la acel răspuns. Acum se pare că vine ploaia după acel munte, ia uitați-vă la acel nor, și acolo cum bate soarele, deja gata, nu mai este soare, acolo este soare în vale, dar natura persistă. Natura este extrem de vigilentă. Deci, să te plimbi pe acești munți, vă dați seama, până acolo jos este 2-3 mii de metri altitudine, vă dați seama. Deci, și să găsești și o ciupercă în calea ta, aici înainte găseam ciuperci, cea mai mare ciupercă care am găsit-o a fost o ciupercă, uite, asta e ciupercă bună, da. Deci, până la urmă, ia uitați-vă, deci, ciuperca este comestibilă. Ia uitați-vă pe aici. Deci, natura oricum. Aici avem căpșun. Când vine iunie, iulie, căpșunul începe să dea roade. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă și la comuna Chioșdeanca. Este așezată pe poziție. Și bineînțeles, aici avem comuna Chioșdeanca, care coboară către Apostolache. Aici am vrut să ajung. Exact pe acest deal. Să vă arăt Apostolache care merge către Mărlogea încolo. Și Mireșul mic și Mireșul mare. Și bineînțeles, acțiunea americanului continuă. Acesta este doar un scurt videoclip care americanul navigează și bineînțeles încearcă să exploreze o parte din natură și bineînțeles
Cred că am găsit cea mai mare ciupercă, nu știu ce ciupercă e asta, dar găsești ciuperci 100%. Ia uite. Fiți atenți aici. Ia uite. Ia uite. Fii atent aici. Ați văzut ciuperca secolului. Haideți să facem și aici un cadru cu această ciupercă. Deci o ciupercă în stilul această ciupercă costă vreo 10-20 de lei pe la Ploiești, în alte orașe. Să facem o poză aici cu această ciupercă, comuna Chiojdeanca. Deci până la urmă, ciuperca a răsărit. Și bineînțeles, prin această pădure, eu colindam 100% și bineînțeles, exploram zonele frumoase. Dacă cobor până acolo jos, 100% găsesc ciuperci mai mari. Aici erau pruni înainte, era livez de pruni în această vale, dar prunii au început să usuce. Vă dați seama, multă lume era la cules de prune, dar sunt momente când prunii fac prune și nu mai fac prune. Ia uitați-vă. Aici era o plantație mare de prune, acum nu mai există. Vă dați seama? Deci până la urmă, natura dă șansă la om să respire. Și bineînțeles, dacă te plimbi prin natură, vei avea de câștigat. Veneam în fiecare an, de fapt, în fiecare zi, luam aceste pietre și le aruncam tocmai în vale acolo. Deci, super tare. Ia uitați-vă. O să vă arăt un alt videoclip. O să vin cu camera de luat vederi pe aceste dealuri și o să facem mai multe videoclipuri cu zona muntoasă din comuna Chiojdeanca. Această salcie o știu de când aveam aproape 12 ani. Uitați-vă la această salcie care este aici. Uitați-o aici. Ia uitați-vă cum răsoare soarele peste comuna Chiojdeanca. Salcia asta are aproape, faceți voi scotela de la când aveam 12 ani, are aproape 10 18 ani are salcia asta. Și o știu și poate să aibă aproape 100 de ani. Nu se știe sigur. Dar v-am spus, peisajul este extrem de frumos. Comuna Chiojdeanca, nu știu dacă ați mai văzut videoclipuri pe YouTube, eu am mai postat din această comună și bineînțeles, dacă stau să trimit fiecare videoclip în parte de pe aceste daluri, deci toată lumea o să vină să viziteze această comună 100%. Ia uitați-vă aici. O să facem un alt, în altă zi o să facem un alt videoclip, să vizităm și pădurile și bineînțeles o să facem mai multe acțiuni pe aceste dealuri, pentru că natura este destul de perfectă și bineînțeles întotdeauna natura prezintă top. Haideți să vă arăt și acel păr de acolo. O să merg în față. Și bineînțeles, pe acest platou întotdeauna eu găseam ciuperci. Pe acest platou. Era plin acest platou de ciuperci și prune vinete și prune gârlănoase. Uitați numai în acest loc unde iarba, culoarea asta închisă la iarbă, eu aici găseam o grămadă de ciuperci, dar acum văd că nu mai există. Poate să vină ploaia și poate atunci o să găsesc ceva ciuperci. Am găsit în zona elantă, dar acum nu mai găsesc. Bineînțeles, dacă mă trezesc dimineață, poate am norocul să găsesc. Deci, și potecile sunt acoperite cu iarbă, deci nu trece absolut nimeni pe aici. Bineînțeles, poate să treacă, dar înainte erau mulți oameni pe acest teren,
cu prune, cu ceapă, cu zarzavaturi. Dar bineînțeles, acum nu prea mai este lume. Uite sus, aici mi-aș face o casă pe acest platou, să văd comuna Chioșdanca. Și bineînțeles, vă dați seama că să-ți faci o casă tocmai aici pe acest platou este fenomenal. Să ai acel peisaj în acțiune. Deci în alte țări de fapt și-ar dori să aibă aceste peisaje. De exemplu, prin Brazilia nu prea există așa ceva, prin alte țări peisajele astea nu prea există. Aici avem un gunoi pentru iarbă și haideți să vă arăt acest păr. Ia uitați-vă, acest păr făcea pere. Întotdeauna treceam pe acest drum, uitați și un iepure acolo, l-am mai văzut odată, uitați-l acolo, iepure de câmp, uite cum fuge. Doi, uitați acolo, doi iepuri, i-am văzut, poate o să trec pe lângă ei, ia uite ce viteză are la. Și eu treceam pe lângă acest păr, ia uitați, adevea acum a început să usuce, cum am ajuns la el. Acest păr face pere pădurețe, are cred că 100 de ani. Ia uite, și acum are fructe în el. Ia uitați-vă. Am tras de craca asta până s-a rupt. Acum s-a rupt. Și bineînțeles, gaura asta, este de mult timp în el. Aici luam apă din gaura asta. Aici. Și bineînțeles, a început să plouă. Ia uitați-vă și aici. Ajungem pe zidarul. Acolo este un alt sat, Nucet. Și bineînțeles, dealurile sunt extrem de perfecte. Acum trebuie să cobor la vale, pentru că începe o răpăială mare de ploaie. Ia uitați-vă cum arată norul. Și am zis să mă bag prin această plantație de... Avem drumuri pentru ATV-uri. Super tare să ajungi în pădure. Și bineînțeles, aici avem o plantație de plopi verzi. Super tare. Ia uitați-vă cum își trage. Ia să vedem cum se vede acolo. Deci să vizitezi aceste zone fenomenale înseamnă top. Aici, din câte știu înainte, era o plantație, în această zonă era o plantație numai de căpșunică. Era o grădină cu struguri. Deci uitați-vă la acest peisaj. Super tare. Deci peisaj perfect și bineînțeles acțiune totală. Aici cineva și-a pierdut această mănușă. Cine și-a pierdut această mănușă, o să vină și de aici. Și ia uitați-vă la această plantație de plopi, cum arată aici. Vedeți? Ce să zic? Natura întotdeauna când este tăiată, ea înflorește 100%. Deja a început ploaia. Un peisaj extrem de plăcut și bineînțeles întotdeauna peisajul are acțiunea totală. Aici a fost un salcâm, băieții l-a retezat repede și l-a băgat în acțiune. Ia uitați-vă aici, a rămas doar crăcile de el. Și bineînțeles, natura dacă este tăiată, nu mai dă roade. Vă dați seama, în spatele satului există forță, adică copacii ține pământul. Deci până la urmă, copacii întotdeauna ține pământul. Deci... Ia uitați, am ieșit exact aici și bineînțeles, după cum v-am spus, natura este perfectă și în acțiune. Acolo este biserica
situată pe munte și bineînțeles acțiunea americanului continuă. O să explorăm în altă zi, o să fie o zi cu soare și bineînțeles o să explorăm acel munte care merge către Salcia. Adică o să facem o scurtă drumeție prin acești munți și bineînțeles o să plec de aici, din centrul comuna Chioșdanca. O să fac călătoria pe acel munte, o să ajung tocmai de acolo, o să urc pe acel munte, o să urc către Salcia și din Salcia o să ajung la grota de sare din spatele comuna Chioșdanca, care urcă în această pădure. Deci până la urmă o să fie o drumeție foarte lungă, de aproape o zi. Și bineînțeles, întotdeauna americanul face timp pentru călătorie extreme. Ia uitați-vă la această iarbă cât de verde este. Și bineînțeles, cândva eu mergeam pe aceste drumuri, pe aceste coline, aici nu mai era șanse, era un drum drept. Ia uitați-vă. Deci acum nu mai este, pentru că nu a mai urcat nimeni pe aceste drumuri. Toți tineri au plecat de aici pentru o acțiune totală prin Europa. Și uitați exact pe acest drum, eu colindam când aveam 12, 13, 14, 15, 16, 17 ani. Și după cum vedeți, și acum colind pe acest drum. Și bineînțeles, treceam cu lemne pe aici, luam lemn într-o săcuț și mergeam pe această potecă. Și bineînțeles, mai făceam o pauză undeva în această zonă. Ia uitați-vă, super tare, iar am ajuns aici. Deci peisajul este extrem. Și pe acolo era drumul și acum văd că s-a făcut altă potecă pe aici. Și după cum vedeți și solul este destul de perfect. Ia uitați-vă la sol. Deci este nisipos aici. Deci putem să facem o casă în pământ. Dar mai așteptăm. Trebuie să fii îmbrăcat corespunzător și bineînțeles să ai echipament de munte, pentru că întâmpini dificultăți și întotdeauna când intri prin pădure trebuie să ai un arac, un băț bine pus la punct, pentru că nu știi ce poate apare în cale. Ia uitați aici un pietrui. Este imens, nu pot să-l dau înapoi. Și bineînțeles, americanul aici încheie această călătorie în această zonă. Și bineînțeles, vă am arătat o mică parte din comuna Chioșdanca. Doar a fost un scurt drum până aici sus și înapoi, aproape 22 de minute. Deci, doar până aici. Dar noi când o să facem drumeția, o să fie un scurt drum mai lung. O să fie 2-3 ore, 4 ore de mers, o jumătate de zi. Vă dați seama, o să mergem 5 ore. O să dureze foarte mult următoarea drumeție, dar o să fie perfect. Aici avem cătină. Ia uitați-vă cum arată cătina. Cătina este un aliment, un medicament extrem de perfect. Ia uitați-vă cum arată cătina. Deci, mi-ar plăcea să fie grupuri, să facem o acțiune, să facem o drumeție prin comuna Chioșdanca, o pagină oficială o să fac o pagină oficială de Facebook și acolo cine este de acord să vină la comuna Chioșdanca, să facem drumeții, fiecare o să vină cu rucsacul lui, cu mâncare, cu apă și o să facem drumeții pe aceste dealuri. Deci, drumeții perfecte, vă dați seama, drumeții de o zi și bineînțeles putem să instalăm și un corturi, vedem cum stă treaba. Aici mi-am pierdut drona anul trecut, în această zonă, nu știu dacă o să o mai găsesc, probabil este plină de apă, dar nicio șansă să mai găsesc drona, pentru că mărăcinii deja cred că au ascuns drona. Poate să fie o șansă să o găsesc acum, dar nu. I-a rămas în copaci aici. Drona
cu care filmam eu înainte niște videoclipuri pe aici. Exact în acest loc am pierdut drona și bineînțeles nici acum nu am găsit-o. Probabil poate o să găsesc acum, dar nu se știe. Deci peisajul este extrem de perfect. Poate nu se știe, poate găsesc drona prin acest mărăcin, nu se știe niciodată. Ia uitați-vă. Deci nu ești numai intru pe aici. La revedere. Deci nu. O să iau o altă dronă. Am înălțat drona pe acest deal și nu știu cum s-a făcut, de nu s-a făcut. Am pierdut drona în acești mărăcini, cu tot cu baterie. Ia uitați-vă. Un peisaj extrem de frumos. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă aici. Și am ajuns tocmai aici de unde am plecat și am urcat în acel deal și bineînțeles am făcut un mic drum în acțiune. Ia uitați-vă. Drumul și aici avem niște oi aici. Ia să vedem. Ia să vedem. Oile sunt pe poziție. Ia uitați-vă. Oile sunt pe poziție și bineînțeles oile au început să mănânce iarbă verde. Ia uitați-le acolo. Și bineînțeles oile întotdeauna mănâncă iarba verde dintre mărăcini. Ia uitați-vă. Deci super tare, un peisaj artistic și bineînțeles dacă fac o fotografie cu aceste oi. Deja au plecat. Aici americanul încheie videoclipul și bineînțeles americanul vă salut.